Înțeleg. Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim cu domnul doctor Adrian Zoican, șeful Lupus Mur. Domnule doctor, vorbeam și în pauză despre problemele care tot apar și despre faptul că oamenii ar trebui să înțeleagă că sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm fiecare dintre noi în parte. Vreau să vă întreb, pentru că a început astăzi vaccinarea cu a treia doză, s-a redeschis și centrul de vaccinare din Spitalul Județean. Ce spun colegii dumneavoastră, nu medici neapărat, că înțeleg că asistente, infirmiere sunt mai multe care nu s-au vaccinat, despre legea care e posibil să apară, aceea de a-i obliga pe toți cei din spitale să fie vaccinați dacă nu li se vor desface contractele de muncă după 30 de zile. Cum ați primit această veste? Nu dumneavoastră personal, că v-ați vaccinat. Eu nu cred că va fi așa. Ea deja, eu nu știu, știu că prim-ministru a dat o hotărâre de asta, de un nou UG de asta, în care îi obligă să-și plătească testele, da. Testele, da, în mod regulat, ca să, tocmai de-aia, că tot ca să-i oblige să vaccineze. Că ar trebui zilnic, practic, sau în fiecare zi de muncă plătite testele, nu? Eu nu condamn pentru, dar nu, adică când stai așa de o parte de conducere, stai, adică ești pe partea ta, ești angajat, da, și ți se pare, mamă, ăla, sigur, adică orice face, bă, sigur are ceva în spate, vreo șmecherie, ceva. Așa și cu guvernul, bă, sigur aia fac ceva, vreo șmecherie, au ei acolo. Păi, hai să punem în locul lor. Gândiți-vă câți bani să cheltuiești și câte resurse să cheltuiești, câte vieți să pierd pentru a implementa simpla vaccinare. Nu mai zic de terapii intensive, inventăm terapii intensive în curtea spitalului, vin terapii intensive de nu știu unde. Păi da, pentru că este o situație extrem urgență, dar noi nu putem să trăim doar în situații de extrem urgență, adică noi trebuie să avem un sistem bine pus la punct care să activeze în momentul în care, adică în momentul în care e o situație de dezastru, să mai existe ca un spital de urgență, cum ar fi spitalul de cronici, să deschidă automat, cum ar fi, mă scuzați, Pârscovul, da? Deci dotate, renovate, să acolo, mă rog, nu îmi dau eu cu părere, dar păi eu vă zic așa, nu, dar eu dau un exemplu, știți? Poate nu trebuie să zic. Era un mare ajutor. Zmeniu, da? Spitalul Zmeniu, zic și așa. E, el trebuie cumva făcut astfel încât să fie ca un spital, dar ok, nu există numai pandemia asta, dar știți cum? Mie zice toată lumea că eu am avioane în cap și că nu știu ce, dar se întâmplă lucrurile astea, adică am ajuns să le trăim, da? Adică sunt spitale mari din județul Buzău care n-au sistem de, n-au sistemul ăla de oxigenare, n-au distribuția asta de oxigen în perete. Sau, adică oamenii nu s-au gândit și ei că, bă, totuși spitalul ăsta unde eu guvernez, care e în administrarea Consiliului Local. Dar la alegeri tot timpul defilează cu așa ceva, cu proiecte de noi spitale, cu proiecte de îmbunătățire, cu policlinici și aduse. Știți că oamenii și acum întreabă de ce nu avem un spital municipal, că s-a tot promis în toate campaniile un spital, deci, municipal. Noi avem nevoie de un spital județean în momentul ăsta. Asta e, deci, la criza de medie. Deci știți cum e cu spitalul municipal? Eu vă zic așa, dar știți că noi suntem prieteni și vă zic așa că oricum o să uite lucrul ăsta. Așa. Știți cum este cu zona aia economică de relaxare, știți că platformele alea industriale și o să apară așa niște investitori din nu știu de unde și aia o să investească în platformele industriale și nu știu ce. Dar noi nu avem drumuri, nu avem oameni, nu avem, deci noi am închis fabricile noastre. Da, deci nu uitați, ductilul sau ce, s-a închis acum în pandemie 400 de oameni. Că am o prietenă, bărbat, să lucra acolo și l-au sunat pe Orban, pe domnul premier la vremea aia. Și cum, domnule, să închidă 400 de oameni? Nu, domnule, mergem acolo, venim noi cu fonduri, cu nu știu ce, gata, s-a închis. Da, au venit înseamnă, da. Păi, au fi venit oameni, dar cum știți cum, nu putem să rezolvăm toate problemele, dar ideea este alta. Și asta și-a fost în campania electorală, că toată lumea vin cu idei de astea, așa, deci sunt, domnule, când suntem, când economia este în expansiune și eu fac un credit, pun mașina mea gaj și iau o sumă imensă de la bancă și vin cu idei și construim din zona aia industrială, iau și eu un parc de industrial și facem acolo ceva. Dar când noi suntem în, deci noi suntem în recesiune. Deci nu suntem într-o mare criză mondială acum. Hello!
Ce facem noi acum? Că nu mai gata, deci s-a terminat. Pe lângă criza deci a crescut mondială. Prețul, deci au ținut cât au putut sub control, da? Deci au crescut prețurile la alimente, au crescut prețurile la material de construcții, au crescut prețurile, că doar că s-au închis fabricile. Numai domnul Cățu zice, păi, că suntem ceva bine, domnul doctor. Păi eu știu, el răspunde pentru poate. Deci toți mari oameni politici au răspuns la un moment dat. Cine până și Ceaușescu a răspuns? Cum vi se pare că a fost la congresul PNL cu 5.000 de oameni acolo? Domnul Bode, ministrul de interne, a zis că ce putea să facă? Adică el da, eu cred interne. Că, adică eu știu câțiva care au mers acolo și și-au făcut testul. Adică știu că toți ar fi trebuit să-și facă testul. Păi eu cunosc câțiva care s-au dus acolo și chiar și-au făcut testul. Da, oameni serioși, adică care e problema? S-au dus oameni și-au făcut testul. S-au bine, acum se vehiculează că am ajuns astăzi la 11.049 de cazuri. Din cauza congresului PNL. Și din cauza altor evenimente care au fost. O chestie atât de exagerată. Deci am avut și noi o chestie democrată. Pe bune, mie mi-a plăcut, frate. Da? Deci mie mi-a plăcut, frate, cum s-au bătut acolo și a fost frumos, mă. Unde mai vezi tu democrație în România? Nu știu, totul nu zice, mamă, vine celălalt mare partid. Bă, liniște, silențiu. Deci nu s-aude nimic, înțelege așa. După ce pleacă de la guvernare, s-aude. Mamă, ce-au făcut aia. Bun, ăștia doi au venit și s-au luptat. S-au bătut. Până la urmă, e un congres în interiorul unui partid. Deci, adică, ce să faci? Să distragi atenția publică, să uită lumea numai că ce a zis ăla, ăla și ăla. Cât am s-a terminat. S-a ales președinte, s-a ales BPN-ul de care lumea habar n-avea că există un birou politic național sau birou așa și care hotărăște stil partidului. La revedere! De cât aia din interiorul partidului știau de așa ceva. Dar nu e un lucru rău că se întâmplă asta. Asta înseamnă că există democrație. Adică, bă, chiar mă distrează că spun domnului, s-au întors și mamă, ce-a făcut ăla, ce-a făcut ălaltul. Și, păi foarte bine m-a candidat omul. A avut echipă. Așa este, dar așa e viața. Adică noi ce încercăm să ascundem sub preș că unii trădează, că alții nu știu ce. E un act de democrație și mi se pare foarte tare. Eu chiar zici că eram în America, așa de mă uitam. Acum mai rezum așa. Da, și mă bucur că a câștigat domnul Cățu. Eu vă spun sincer și am fost un susținător de-a lui pentru că în sufletul meu așa am fost un pic dezamăgit, nu vreau să adică sunt acum fac niște declarații de astea așa faceți, publice, da. Să le faceți, da. Da. Domnul Cățu din altă generație. Din altă generație, da? Are școală pe afară. Dezamăgit de domnul Orban sau de cine a fost dezamăgit? Nu de domnul Orban, poate de politic în general așa, sau de oamenii politici. Adică ești liberal, tu te bate și de fapt tu te bați, ce te bați? Că treaba e hotărâtă dinainte. Te duci așa. La momentul alegerilor locale sau la ce? Nu numai alegerilor locale, tot. Tot. Da. Mai candidați, domnule doctor? Păi eu nu știu, atunci mi-a cerut-o partidul, adică să nu uităm. Acum partidul nu mai are nevoie, are alți candidații, pregătește. Da, da, care poate o să fie mult mai performanță, adică ia 8% alea, 8% care le-am obținut eu pe umerii mei și cu vorbele mele și cu imaginea mea, 8%-ele mele cinstite, așa, sunt sub nivelul partidului și probabil partidul va lua altă decizie. Păi dacă probabil, zic că și va trebui să vină. E un partid totuși puternic, ați văzut. Partidul Național Liberal va avea. Dar sunt și eu curios ce, că uite și domnul Tom a avut o surpriză acum cu asta și din păcate chiar mi-este drag domnul primar și l-am văzut. Deci, dincolo de toate discuțiile astea, vedeți, fiecare om are propriile viziuni. Dar măcar e venit în privat, s-a chinuit să facă ceva, să implementeze, a venit într-un sistem, deci primăria e o instituție publică care are alte reguli, funcționează după cu altă viteză. Tu vii din privat și spui, bă, eu sunt regele soare, ca să zic așa, și toți faceți ca mine. Păi stai, mă, că există așa, există așa. Acum și dânsul a simțit 10%. Domnul Toma, aia sunteți dumneavoastră, ca să știți. Așa cum aia 8% a fost ale mele. Restul sunt partide. Da, influențe, depinde. Acum nu cred că putem compara un proiect cu alegeri locale. Există și vot negativ, adică sunt oameni care votează împotrivă. Da, înțelegeți? Domnul Toma are, din păcate, o perioadă mai grea. În această perioadă îi spunem condoleanțe. Trece printr-un moment mai greu. Cred că e bine să nu discutăm acum politic foarte mult. Nu știu și chiar îmi pare rău, dar nu vreau să... Adică sunt momente de-astea în politică când dai piept cu realitatea. Și oamenii politici sunt cei mai... Eu de-aia și-am spus că noi degeaba spunem și aruncăm cu noroi. Dar, de fapt, oamenii politici, ei sunt foarte performanți, sunt foarte competitivi, pentru că ei altfel dispar. E adevărat. Și sunt așa o anumită categorie de oameni politici care trăiesc din politică pentru aia e nenorocire dacă dispar. Adică, știți, eu măcar mai am o meserie...
sunt căsătorit bine, soția mea și medic. Știți că se întâmplă ceva de aperește, nu muri de foame. Da. Întreabă telespectatorii, așa, unul dintre telespectatori spune: domnule doctor, am fost în vacanță în România și nu am văzut nici în hotel, nici la restaurante, nicăieri, nicio regulă respectată, în sensul în care nimeni nu avea mască. Corect. Acum ne mirăm cu toții că avem o explozie a cazurilor. Corect. Cine să fie oare vinovat? Noi? Asta este mentalitatea cetățeanului normal și echilibrat. Nu? Păi stai și vezi și te miri. Da, dar trebuie să facem pasul următor, trebuie să ne implicăm. Și eu, spre exemplu, aleg să vin la dumneavoastră la emisiune și să susțin lucrul ăsta. Și când vin colegii noastre și iau interviu și îmi spun: domn doctor, dați o declarație, mă rog, dacă se poate să dea purtător de cuvânt, dacă nu, ok. Și spun, susțin vaccinarea, ca să zic mai pe scurt așa. De ce eu susțin vaccinarea? Pentru că dacă te vaccinezi, deci am exemplu concret, coleg de-al meu, tatăl bolnav, mama bolnavă, el nu a avut niciun simptom și nici nu a ieșit pozitiv la PCR. Nu a ieșit. Pentru că a fost vaccinat și pentru că a trecut prin boală. De se poate. Deci nu să luăm numai partea negativă, domnule, stai un pic că mă vaccinez și mă vaccinez degeaba. Nu e adevărat. Deci există partea, asta trebuie să scoatem în evidență. Că sunt oameni care au trecut practic prin, pe lângă boală. Da? Deci faptul că familia, toți erau contaminați așa și au suferit, dar el pentru că a fost vaccinat și a avut boală, atunci a fost ok. E o problemă cu cei care sunt doar vaccinați, știți? Pentru că cea mai bună combinație pentru imunitate este și vaccinul și să fi făcut și boala. Asta este. Se pare că totuși imunitatea asta naturală e cea mai bună. Pentru cei care doar au făcut boala? Pentru cei care au făcut toată boala, au făcut doar boala, le recomand din suflet să vaccineze, pentru că este cealaltă alternativă. Nu este exclus să nu facă iarăși boala, noi știm asta de la început. Și dacă nu, să dea în urmă așa, să urmărească pe YouTube sau unde să uite pe internet, să urmărească emisiunile de acum un an de zile, când noi nu aveam nici vaccinul, nu-l aveam. Și nici nu speram că o să-l avem. Și ce nebunie era atunci. Acum gata, avem vaccinul și nu. Asta, un om normal așa și face și va trebui să ne obișnuim. Știți, ne uitam în aeroportul cum făceau japonezii, dar japonezii pac scoteau masca, puneau mască. De ce? Pentru că erau obișnuite acolo. Cum să vă spun, în momentul în care vezi aglomerație, normal să spui mască, da? Bine, acum la noi avem o problemă, că noi avem și alte chestii, obiceiuri de astea sociale și dacă spui mască, ci că atunci pe ăsta îți dă aroganță. Dar nu e adevărat, noi trebuie să ne obișnim cu asta. V-am spus, ar fi și fost cu masca să ne fi și cu până face shield, știți? Da. Eu spuneam că susțin foarte mult acel face shield. Dar sunt măști, practic, acum am văzut că sunt la modă, dar ele nu sunt eficiente. Deci sunt măștile alea ca și face shield, știți? Dar ele nu protejează decât gura, adică practic să nu îi protejează un pic pe cei din jur față de particulele astea pe care din respirație pe care le elimin tu. Dar nu, vă dați, e și inestetic, la un dat să murdăresc, nu știu, deci ce faci, eu schimb, scoți, o ștergi. Mai am multe mesaje, da. Domnule doctor, mai avem câteva minute, dar tot vreau să vă întreb cum a fost la Consiliul Județean, a fost videoconferință, da? Da, a fost astăzi videoconferință și am participat și eu, iar să... Ce să vă spun? Să ia la cunoștință ce se întâmplă, ce se poate face, oamenii sunt motivați, cum să vă spun, noi așa suntem balcanici prin esență, suntem în situații de dezastru, ne mobilizăm, putem recupera, odată la 150 de ani, putem recupera ce evoluează Europa, odată la nu știu câți ani dăm câte un geniu de ăsta care schimbă toate regulile din societate și cam atât. Și după aia revenim la prima afirmație. Suntem un popor balcanic. Adică luăm la cunoștință că sunt pline terapiile intensive, luăm la cunoștință că sunt, da, știam că vine, ok, știam că vine. Ce să faci? Dar nu știam la ce nivel, că de exemplu anul trecut deci în vârf aveam 11.000 de. Deci noi trebuie să avem un macro plan, da? Deci noi trebuie să avem un plan de strategie. Deci, uite, vă dau un exemplu. Ce mi-a plăcut mie? Un factor pozitiv, da? Mioveni. Știți de Mioveni, nu? Mioveni este o localitate din România, este unde e un spital ultramodern, da? Și cu bani, finanțare foarte mult de la fabrica Dacia. Da? Mioveniu a construit un alt spital pentru boli infecțioase cu toată dotarea, cu tot ce trebuie. Și ăla este un exemplu
nici măcar nu se compară cu Buzău, Mioveniu. Bine, asta este, da. Dar, adică, ar trebui să luăm exemplu. Deci eu de ce am fost de acord privați, și am susținut foarte mult și tot, deci să rămână containerele acolo și eu consider că și în spital pe secții trebuie să fie câteva rezerve, nu zic acum, știți, dar câteva se plânge cineva în mesaje să, de pentru că containere containerele și vor acolo rămâne imediat. Containerele vor rămâne și după pandemie și noi vom avea nevoie, pentru că boli infectocontagioase vor continua să fie. Iar o zonă de asta, o facilitate pe care noi o denumim container, dar e de fapt o facilitate medicală cu apă caldă, apă rece, lumină, acolo sunt posibilități de a administra tratament, da? Cu aer condiționat, cu încălzire, cu tot ce trebuie, da? Bun. Așa, deci această facilitate medicală, deci ea îmi va permite mie să, deci nu numai că izolează un pacient la modul că el poate constitui sursa de infecție, ci din contră, avem și pacienți care au imunosupresie, da? Și știm, sunt pacienți oncologici, sunt pacienți care sunt în vârstă cu multiple comorbidități și atunci eu prefer să-l bag acolo. De ce? E în siguranță. Deci am avut VIP-uri locale care au preferat să stea în container și a stat și două zile. Într-adevăr, e o treabă. N-ai toate dotările acolo. N-ai televizor, n-ai aia. Dar măcar știi că ești în siguranță. S-aude, da, s-aude ce se vorbește pe afară, ce asta, că asta este. Dar ai toate condițiile dacă te gândești, că te gândești la siguranța ta. Deci nu este neapărat un loc unde tu intri ca să-i protejezi pe cei din jurul tău. De ce problemă ai tu, problemă medicală, mă refer. Ci din contră, și tu te duci acolo și eu, spre exemplu, aș prefera lucrul ăsta. Da. Și sunt și spitale din astea făcute temporare, făcute din tot așa, din pe sistemul ăsta de container, știți? Și la, eu unul funcționează, a costat vreo 2-3 milioane de euro și în curte la Elias. Și funcționează foarte bine. Și mai e unul la granița între Vaslui și nu știu ce județ, tot pe acolo, pe lângă Vaslui, și a costat vreo 10 milioane de euro și nu funcționează. Și au plătit două consilii județene. Acum vor să-l dea la stat, adică să-l dea la departamentul pentru situații de urgențe, să-l folosească, să, ce să-i mai facă aia. Adică omul gospodar, el se gândește, părerea mea, ok, fiecare la nivelul lui poate să organizeze de așa natură. Și ține de fiecare om, vă zic, bătălia asta să dă, numai pe linia frontului. Spunea un viitor mare om politic din Buzău că adevărații eroi sunt în terapie intensivă. Ei au dus nu știu ce, adică, știți, eu nu sunt în terapie intensivă, dar am avut colegi care au murit. Sau sunt colegi din spital care sunt după, spre exemplu, după neurologie. Da, din nefericire la UPU, da, vin toți. Și nu e vorba de asta. Dar nu există adevărații eroi. Noi toți trebuie să ne implicăm. Deci trebuie să începem cu vaccinarea, dar nu e numai vaccinarea, v-am zis. Și marea bătălie nu se dă în spital. Părerea mea, marea bătălie se dă la fiecare în casa lui, da? Pentru că cei mai mulți bolnavi contaminați unde să sunt acasă și se ocupă de ei medicii de familie. Cât de implicați sunt medicii de familie în activitatea asta? Asta, iar, câte mesaje primim acolo. Da, nu prea sunt implicați. Nu, și aici nu sunt implicați. Adică aici trebuie, este o bătălie care nu neapărat, da, e acolo se vede că sunt cazurile cele mai grave și acolo e pregnant, îți dai seama, ai ajuns la spital, deja e o problemă. Da. Și toți oameni care vin îngroziți, pleacă acasă, să duc, nu las că mă duc acasă, poate s-a schimbat și vin cu stare gravă și atunci unde îl baci? Că n-ai locuri în interne. Două minute mai avem un doctor. S-a schimbat în fel. E aceeași. Cazuri mai grave sau așa cum v-ați obișnuit? Deci, da. Întreabă un telespectator câte măști conforme sunt în Buzău. Nu cred că puteți răspunde. Păi sunt conforme, că le-au certificat. Eu nu stau acum să le desfac pe toate. A fost o situație la început când nu erau conforme și au anunțat la DSU și ni le-au schimbat, ni le-au retras pe toate. Și un ultim mesaj, dacă sunteți de acord cu vaccinarea copiilor. Da. Și dacă o să fie posibil să-mi vaccinez copii, păi de ce să ne vaccinăm? E un vaccin. Noi practicăm medicina bazată pe dovezi. Faptul că în viață există un echilibru, da? Și nu există numai, știți cum e medicina? Uite, vă dau un exemplu concret. Există un medicament care doza de administrare este 3-5 micrograme. Un minut mai avem. Gata, am terminat. 3-5 micrograme am vrut să vă zic. 5 este aproape dublu la 3. Da? Și tu poți să-i dai ori o cantitate, ori cantitate dublu. Și tot normal. Dar tu ca medic hotărăști. Noi practicăm
medicina bazată pe dovezi. Da? Iar vaccinul este un lucru științific care este verificat și care funcționează. Atât cât știm noi și atât cât este posibil în bătălia cu acest virus. De aia și avem. Uitați, variola a fost eradicată. Dar ce a fost, ce probleme mari au făcut această vară? Dar este o boală considerată dispărută și gata. De ce? Prin vaccin. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și mulțumesc frumos, și vă doresc să aveți o gardă ușoară. Și să ne vaccinăm. Și să ne vaccinăm cu toții, da. Vă mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate și putere de muncă. Sărună. Și vă mai aștept în studioul nostru cât se poate de repede. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți cu noi imediat colegul meu Adrian Bâsca, apoi jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!